În județul Hunedoara continuă campania de vaccinare a locuitorilor din zonele rurale. O nouă etapă va începe în 25 iunie, când va fi lansat programul Orașul vaccinează satul, organizat de Direcția de Sănătate Publică și Prefectură. Astfel, în toate cele 55 de localități rurale hunedorene, echipe medicale mobile vor asigura vaccinarea locuitorilor de la sate, conform unei planificări ce va fi comunicată în următoarele zile. La această campanie vor colabora autoritățile locale, Inspectoratul de Jandarmi, Poliție, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, precum și Serviciul de Telecomunicații Speciale, care va asigura conexiunile online cu autoritățile naționale implicate în vaccinarea populației. Prefectul Călin Petru Marian consideră că acțiunea Orașul vaccinează satul va ajuta mult la vaccinarea persoanelor din zonele rurale, pentru care deplasarea la centrele de la oraș este mai dificilă. În plus, prefectul mai face un apel la populație pentru vaccinare, în condițiile în care ritmul imunizării a scăzut în ultima vreme, deși până în prezent s-au administrat peste 175.000 de doze, pentru a nu ajunge din nou în situații neplăcute. Avem peste 170.000 de doze de vaccin administrate. Foarte important este ca să nu ne lăsăm la ora aceasta pe trânjală, să zic așa, ci să încurajăm pe toată lumea, pe toți prietenii, cunoștințele, rudele, familia, cei care nu s-au vaccinat să vină să se vaccineze. Avem vaccin suficient, atât Pfizer cât și Moderna, AstraZeneca sau Johnson & Johnson. Avem peste 20 de centre de vaccinare fixe, centre de vaccinare mobile, avem centru de vaccinare drive-thru de la complexul comercial Deva Shopping City. Haideți să ne mobilizăm, pentru că avem un risc ca din toamnă să apară valul 4 al pandemiei. Mai trebuie menționat faptul că până să apară această campanie, județul Hunedoara a fost primul din țară în care au funcționat caravane mobile. Prin intermediul acestora, până în prezent, s-au imunizat mai multe de 13.500 de locuitori din zonele rurale ale județului Hunedoara, iar până în data de 25 iunie, caravanele mobile vor continua acțiunea de vaccinare. Astfel, aceste caravane au fost astăzi la Dobra și Ilia, mâine vor fi prezente la Sălașul de Sus, iar sâmbătă 19 iunie se vor face imunizări la Sfântă Mărie Orlea și Zam. Caravanele mobile vor fi duminică la Șoimuș, pe 23 iunie la Bănița, iar în ziua următoare la Lelese. Programul integral al activității caravanelor rurale de vaccinare anticovid de după data de 25 iunie este postat pe pagina de socializare a Direcției de Sănătate Publică Hunedoara.